FC Pucioasa a obținut o nouă victorie în campionat. Echipa antrenată de Nicu Croitoru a învins fără emoții satelitul echipei din Clinceni 2-0, golurile bombonarilor fiind marcate de Narcis Marina din penalti și Alexandru Petre în repriza secundă. După victoria de ieri, FC Pucioasa a obținut al treilea succes consecutiv, bombonarii fiind în creștere evidentă de formă. Jocul a fost plăcut cu faze de poartă, gazdele având și alte oportunități de a marca. Într-o partidă disputată vineri, Flacăra Moreni a remizat 0-0 cu Sporting Roșiori. Jocul cu echipa din Clinceni i-a dat prilejul lui Nicu Croitoru să-i ofere debutul tânărului Andrei, acesta bifând primele minute la nivelul Ligii a treia. Formația de început a gazdelor a fost următoarea: Ghițescu, Simion, Marina, Blas, Diță, Dragnea, Țilică, Petre, Crinel Stoica, Lungeanu și Amandache. Echipele dâmbovițene vor juca în etapa următoare după următorul program. Flacăra Moreni va juca în deplasare la Academica Clinceni 2, în timp ce FC Pucioasa va juca la Potcoava cu Petrolul.